Ai-ho, ai-ho, suntem pitici mișto, ce dăm când vrem, dacă putem, ai-ho, ai-ho! Nino, 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 Nino. De ce nu e bine să forțez galbenul? Pentru că la jumătatea drumului e posibil să schimb mijlocul de transport. Aveți grijă de fizicul dumneavoastră și da, eu am fost în filmare. Ce să zic, nimeni nu e perfect. Noi, pentru noi a fost și pentru antreprenorii noștri a fost un pas înainte, pentru că ei și-au dorit să meargă înainte, pentru că, în general, nu mă da. Noi trebuie să gustăm din bucuriile. Schmeckt das? Atârna rufele pe afară. Ce-a făcut-o la omul? Ce? Nu-ți dăm. Ce-o treabă n-ai? They see me rolling, they hating. Încadrarea pe dreapta, spre dreapta. Hai mă, lasă mă pentru școala de șoferi. Nu e cazul, ne grăbim, da. Crăciun fericit. A fost odată ca niciodată Muc cel Mic. Muc cel Mic era supărat în permanență că nimeni nu avea loc de el, deși era mic, mic, cam cât un muc, adică Muc cel Mic. Cel mai mare vis al lui Muc cel Mic era acela ca, într-o zi însorită, dacă se poate, să se transforme într-un tramvai. Și uite așa, Muc cel Mic și-a îndeplinit visul. Ia uite-mă pe ăsta. Fără lumini. Fără lumini, frate. De... Hei, hei, hei. Ia uite-mă cum e într-o parte.